Liga 1, FC Voluntari, FC Argeș, sâmbătă, ora 17:30, Digi Sport 1. Liga 1, Farul, Universitatea Craiova, sâmbătă, ora 20:30, Digi Sport 1. După meciul de la Mioveni, Vasile Miriuță, fostul antrenor al lui Dinamo, a avut un discurs fără menajamente la adresa echipei, iar țintele au fost Igor Jovanovic, căruia i-a reproșat lipsa vitezei, Denis Jaffer și Vlad Morar. Video cu rezumatul meciului CS Mioveni, Dinamo. Vasile Miriuță, fără menajamente pentru jucătorii lui Dinamo. E și lipsă de valoare. N-am nimic cu băiatul ăsta, Jaffer, dar a jucat săptămâna trecută cu Craiova, a sărit peste Patrike, a luat gol. Acum, la fază fixă, nici nu sare. Ce mi-a mai sărit în ochi? Cred că a fost cald și la Mioveni. Păi l-am văzut pe băiatul ăsta, pe Morar, că avea maletă, mai trebuia să-i dau mănușile de la mine de acasă, ca să joace, la 23 de grade. Băi băiatule, tu joci la Dinamo București. Echipa asta trebuie să se salveze. El se plimba pe teren. Și-a tras maleta aia, de parcă erau minus 10 grade afară. Asta ți arată și manieră unor jucători. Îl schimbam în minutul 15. Mai sunt și alții. Se aduc jucători de afară, nu numai la Dinamo, care nu au valoare. L-ați văzut pe Jovanovic ăsta cât e de lent. A avut la o fază 3 metri avans de Rusu și l-a ajuns Rusu. E inadmisibil. Așa fundaș central eu n-am văzut în divizia, cine l-a adus la Dinamo. El îl certa pe Stoican, că e slab antrenor. Păi stai puțin, băi băiatule, că tu ai două viteze, încet și rezemat de gard și îl cerți pe Stoican, a spus Vasile Miriuță, la Luxport. Vasile Miriuță, reproșuri pentru Dușan Uhrin. Vasile Miriuță i-a adus reproșuri și lui Dușan Uhrin în privința posturilor pe care i-a folosit pe Răzvan Grădinaru, Gabriel de Maura și Steliano Filip. Uhrin vorbește de improvizații. Îl ai pe Maura. Îl știu pe băiatul ăsta, e de câțiva ani în România. Pe unde a fost a jucat fundaș dreapta? Tu îl bagi fundaș stânga. Îl ai pe Filip, care normal e fundaș stânga și tu joci cu el mijlocaș stânga. De ce trebuie improvizații? Bagă-le pe Maura fundaș dreapta și pe Filip fundaș stânga. Ce-i așa de greu? Îl bagi pe Grădinaru, care e mijlocaș, fundaș dreapta. Vezi că ai probleme, apoi îl urci în dreapta și pe urmă în stânga. Eu am spus atunci că nu e potrivit Uhrin și spun și de ce. El a salvat Dinamo anul trecut și n-a mai vrut să rămână când a văzut că echipa e în insolvență și au fost probleme cu banii. A plecat acasă. Păi și ai venit înapoi. La ce ai mai venit înapoi? La baraj îți trebuie luptători. Eu am jucat baraj cu Sibiul și știu ce înseamnă barajul. Trebuie să fii motivat. Și pe Uhrin nu-l văd să fie motivator. Poate greșesc eu, dar eu spun ce văd, a transmis Vasile Miriuță. Etichete Vasile Miriuta, CS Mioveni Dinamo, Igor Jovanovic. Urmărește știrile Digi Sport, roșii pe Google News.